Depunerea dosarelor pentru programele de studii la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava pentru cele 10 facultăți au o perioadă de derulare cuprinsă între 15 iulie și 23 iulie. Mihai Dimian, prorector al Universității Ștefan cel Mare, prezent în cadrul emisiunii Dimineți cu Plus, a oferit telespectatorilor informații utile referitoare la acest subiect. În acest an constatăm într-adevăr o creștere la științele educației, având și un program nou de psihologie. E aproape, în total, cred că 400 pe 200 de locuri, 150 de locuri, deci îmi dați seama, rămân acolo. La Facultatea de Drept, Științe Administrative, de asemenea, dreptul și poliție locală. Uite, vezi ce înseamnă o politică salarială, conduce imediat la o creștere a interesului tinerilor pentru acel domeniu și chiar îi întrebam care e interesul. Uite, și uniforma și salariul și, în general, poliția și armata inspiră în continuare un anumit respect și asta contează și pentru ei. Calculatoarele, ca de obicei, au prezentat un interes foarte mare în rândul tinerilor, dar și la celelalte programe, chiar în trecut, spre exemplu, au mai avut dificultăți ecologie și protecția mediului. Vezi? Interesant, oamenii vor la poliție, vor în armată, dar când protejezi mediul, nu-i legat de astfel de activități de protecția societății. Ei, în acest an constatăm o înscriere, o creștere a numărului de înscrieri și la ecologie și protecția mediului și sperăm ca ei să aleagă să fie și studenți în cadrul universității la acest program. Începând de miercuri după amiază, candidații declarați admiși se pot înmatricula la facultatea dorită. În caz contrar, vor pierde locul ocupat în urma înscrierii. Această înmatriculare presupune confirmarea locului prin depunerea actelor în original în perioada cuprinsă între 24 și 30 iulie, cu excepția zilei de duminică. Universitatea din Suceava are pentru anul 2019-2020 o paletă largă de opțiuni. Cei 4.000 de candidați înscriși au avut de ales dintre cele 6.000 de opțiuni puse la dispoziție de către Unitatea de Învățământ Universitară din Suceava. Așadar, USV a oferit 43 de programe de licență, 34 de programe de masterat și 3 de doctorat. Informațiile în timp real referitoare la admiterea USV pot fi accesate pe site-ul admitere.usv.ro.